ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. 55 de morți de COVID-19 avem deja în țară, încă un bărbat s-a stins astăzi din cei 2154 de infectați, 556 sunt medici. Centrul de urgență de la Căușeni a fost închis, având în vedere că o parte din personalul medical este infectat, iar cealaltă așteaptă rezultatele testelor. Infectat cu COVID-19 este și episcopul de Iedineț și Briceni, care își va petrece cel mai probabil sărbătorile de Paște la Spitalul Toma Ciorbă. Încă o persoană a murit de coronavirus de aseară până azi. Cu ultimele informații vine colega noastră, Diana Ambros. Diana, bună ziua! Bună ziua, Tatiana, bună ziua, doamnelor și domnilor. În această dimineață a fost înregistrat cel de-al 55-lea deces. Este vorba despre un bărbat în vârsta de 73 de ani din Chișinău, internat în stare gravă la Institutul de Medicină Urgentă, care suferea și de alte boli cronice. În stare gravă se află 143 de persoane, dintre care 12 sunt intubate. Iar din totalul de 2145 de infectați cu COVID, un număr impunător sunt lucrători medicali, 556. Până în prezent, în rândul acestora au fost înregistrate 4 pierderi, iar cel mai recent anunțat ieri este vorba de o asistentă medicală din Fălești. Astăzi au fost externate 41 de persoane, iar numărul celor tratați ajunge la 276. Atât la acest subiect. Tatiana. Diana, îți mulțumesc. Substația de medicină urgentă din Căușeni a fost închisă. Mai mulți lucrători medicali de acolo au fost testați pozitiv cu coronavirus. Nu am reușit să aflăm numărul lor exact. Primarul susține că toți au făcut teste și așteaptă rezultatul. Substația de asistență medicală urgentă prespitalicească din Căușeni a fost închisă ieri. Lucrătorii medicali au fost trimiși acasă, iar mașinile de salvare închise în garaje. Nu lucrează. De ce nu lucrează? Carantină, sunt pacienți cu coronavirus. A intrat în carantină că numărul de bolnavi infectați care sunt lucrători spre mulți, nu știu numărul precis, partea care a fost de lucrători se vaccinează, partea în carantină ca să verifice dacă și le făcut test. În aceste condiții, la pacienții din Căușeni vin ambulanțele din localitățile vecine. Cu două măști, cu ochelari, cu ochelari. Un pic, dar așa să facem. Cum am transportat niște pacienți cu suspecții la COVID și acum ne ducem la transportare. Cu reacția a venit și fostul ministru al sănătății, Alan Nemerenco, care a scris că în prezent 12 asistente medicale din 16 au fost confirmate pozitiv. Totodată, fostul ministru a mai menționat că dacă se făceau la timp testele lucrătorilor medicali, se rupea lanțul de transmitere și nu existau atâtea îmbolnăviri. Episcopul de Iedineț și Briceni se tratează de coronavirus la Spitalul Toma Ciorbă din capitală. Secretarul eparhial susține că el deja se simte bine și nu se știe care ar fi fost sursa infecției. Episcopul a fost testat pozitiv sâmbătă trecută, ne-a spus secretarul episcopiei de la Iedineț și Briceni. Deja de o săptămână se află la Spitalul Toma Ciorbă, din Chișinău. Nu știm cine l-a infectat, pentru că dumnealui se afla la domiciliu în municipiul Orhei. Din anturajul episcopului nu nimeni testat pozitiv, tot se află în carantină la moment. Episcopul nu a interacționat cu nimeni, mai spune secretarul, asta fiindcă avea simptome de răceală și se trata acasă. Prima dată testul și-a arătat negativ și dumneavoastră se trata de răceală, avea simptome de răceală. Simțea mai rău, avea temperatură și-a dat testul repetat și semnătul de rezultatul pozitiv. Acum el este internat la Spitalul pentru Boli Infecțioase Toma Ciorbă. Directorul instituției nu a putut să ne spună în ce stare se află. Episcopul se simte bine, eu cred că până la sfârșitul lunii aprilie, dacă tot va fi bine. După ce se afle 14 zile ca toată lumea în carantină încă acasă. Anterior, încă doi slujitori ai bisericii au fost confirmați cu noul virus. Este vorba despre un preot din capitală și unul din Ștefan Vodă. În acest context, autoritățile au interzis slujbele cu participarea enoriașilor. Mai mulți preoți care nu s-au conformat deciziei au fost sancționați de oamenii legii. Nu va participa la slujba de înviere, dar va merge la aeroport să-și ia focul haric. Igor Dodon susține că de Paște va sta acasă cu familia, iar în ceea ce privește bucatele, șeful statului a declarat că deja și-a cumpărat o pască sfințită. Ce voi face în noaptea învierii? Voi fi acasă alături de familie. Este primul an, probabil în ultimii 20 sau mai bine, mai mulți ani, de când nu voi fi
la slujba de înviere. La fel cum jură că va face și el, Igor Dodon îndeamnă oamenii să urmărească slujba de înviere la televizor, iar ce ține de sfințirea bucatelor, președintele susține că... Eu personal am cumpărat deja pască sfințită. Totuși, Igor Dodon spune că va merge mâine seară la aeroport ca să ia focul haric. Concetățenilor, creștinilor, le recomand să nu meargă masiv la biserică după focul haric. Eu știu că în unele localități preoții au luat decizia să meargă pe stradă, de exemplu, mi-au spus că așa vor face în Comrat sau la Nord, și vor transmite acest foc haric tuturor celor care ar dori să aibă lumina sfântă în casa sa. Și deși ieri Ion Chicu spunea că... Mă adresez în mod special reprezentanților bisericii. Eu regret să vă spun, dar poliția vă va amenda. Astăzi, președintele a declarat că preoții nu ar trebui să fie amendați. Preotul nu este divin. Preotul nu poate interzice oamenilor să intre în biserică. Noi vom acorda suportul necesar prin intermediul polițiștilor de sector, celor din localități, pentru a preîntâmpina ca să nu fie riscurile respective. Dar sunt absolut de acord cu dumneavoastră că probabil nu este vina preotului și n-ar fi cazul noi acum masiv să-i amendăm. Igor Dodon a avertizat tenoriașii că dacă vor merge la biserici în noaptea învierii după Paște, va exista riscul să avem restricții mai dure. În loc de tradiționalul coș de Paște, puteți alege o pungă de Paște din material ecologic și numai bune pentru pască și ouă roșii. Acestea sunt confecționate de o femeie din capitală. Mai multe despre pasiunea transformată în afacere, în jurnal. Rusia este sub invazia coronavirusului, sunt aproape 28.000 de infectați. Nu există nicio regiune în care să nu fi fost depistat vreun caz de infecție. Experții ruși spun că vârful epidemiei în această țară ar putea fi atins în lunile iunie-iulie. La Moscova, unde bilanțul este cel mai sumbru, se așteaptă un număr record de cazuri în următoarele două săptămâni. Încă în luna martie, medicii din Rusia erau alarmați de numărul mare de cazuri de pneumonie. Atunci, Rusia nu raporta niciun caz de coronavirus. Мы приняли решение, что все случаи ОРВИ будем расценивать как подозрение на коронавирусную инфекцию. Tot mai multe spitale din Moscova sunt reprofilate în lupta cu coronavirusul. La Moscova sunt antrenați la această oră în jur de 3.000 de medici. Autoritățile au luat decizia ca aceștia să fie cazați în hotele și să le fie oferită mâncare gratuită de 2 ori pe zi, precum și călătorie gratuită cu taxiul de la muncă la hotel și înapoi. Centrul medical din Moscova, unde se tratau până acum cosmonauții și sportivii, acum este plin de bolnavi de coronavirus. Medicii s-au reprofilat și lucrează câte 12 ore pe zi în costume de protecție și măști. La 6 часов на щеках, на переносице образовываются такие как пролежни и вот сейчас, наверное, видно, у меня лицо опухшее. А после первого дежурства, когда я еще не все понимал, сейчас пластырем все это заклеиваю, плюс мажется мазь специальная и уже легче переносится. А первые разы я потом 2 дня лечил, потому что были прям раны. Și dacă situația în capitala rusă este cât de cât satisfăcătoare, deși spitalele sunt arhipline, în regiuni medicii se plâng pe condițiile proaste din spitale și lipsa echipamentelor de protecție. Kremlin ne slyšet nas, vrachei. Но может тогда вся страна заставит чиновников прислушаться? Врачи по всей стране сейчас просто требуют от нас. Приезжайте, посмотрите и покажите всем, что у нас ничего нет. Мы вынуждены сами делать маски из марли, а потом стирать их. În Republica Bașchiria din Rusia, focar de infecție a devenit un spital după ce, la 5 aprilie, o femeie a decedat de coronavirus. Ea era tratată de pneumonie și abia după ce a murit s-a depistat virusul, așa că acum tot spitalul este în carantină, medici și pacienți. Sunt 52 de persoane infectate din cele 200 înregistrate în Bașchiria. Самое трагичное, то что болезнь успела разойтись, причем именно через республиканскую больницу разойтись по всей республике, это, конечно, большая катастрофа. Им угрожают, что если вы откажетесь, вы станете все пациентами, мы вас туда всех подселим, туда, зараженным. Мало того, что сама столица закрыта на карантин, так еще внутри города появилась своя зона отчуждения. Целый район, а это более 10 домов, оцепили. Все дороги и тропинки, ведущие сюда,
перекрыли такими металлическими ограждениями, либо бетонными плитами. Se întâmplă în capitala Kazahstanului. Locatarii au fost izolați de restul lumii pe timp de noapte, asta după ce în cartier au fost depistate 10 cazuri de coronavirus. În Kazahstan sunt în total 1470 de cazuri. Se spală des pe mâini, păstrează distanța socială, poartă măști și folosesc alcoolul atât pe post de dezinfectant extern cât și intern. 50 de grame de vodcă sau de coniac pot ține la distanță virusul, cred unii moldoveni, potrivit unui sondaj realizat de Sibesaxa. Experții de acolo au încercat să afle care este impactul socioeconomic al coronavirusului asupra cetățenilor noștri. Potrivit sondajului, peste 70% din respondenți cred că noul virus este foarte periculos, iar pentru a se proteja de el, moldovenii iau toate măsurile necesare. Se spală pe mâini cât mai des, păstrează distanța, stau izolați, poartă măști și mănuși, mănâncă usturoi sau își dezinfectează mâinile. Aproape 30% din numărul de persoane intervievate spun că toarnă alcool nu doar peste mâini, ci și în stomac. Băuturile mai tari, cum ar fi vodka și coniacul, ar dezinfecta cel mai bine, cred aceștia. Consum 100 de grame seara, coniac... Вот. Ce fel de alcool? Mai tare, mai slab, mai cum? Когда как? Когда крепкий, когда легкий. Что делать еще на карантине? Da, credeți că ajută ca să țineți virusul departe cumva? Da. Datele aceluiași sondaj arată că din cauza carantinei o mare parte din respondenți se confruntă cu probleme financiare. Asta deoarece aproape 50% sunt nevoiți să stea acasă, respectiv nu au venituri. Aproape 20% spun că muncesc de acasă, în timp ce 33% continuă să meargă la lucru. Întrebate dacă au ceva bani puși deoparte pentru zile negre, jumătate din persoanele intervievate au spus că nu au făcut economii. Peste 10% din respondenți afirmă că au datorii, în timp ce peste 30% susțin că au ceva bani puși deoparte. În proporție de 17%, participanții la sondaj cred că cel mai corect în această perioadă de criză au acționat cei care luptă cu COVID-19 în prima linie, medicii. Și președintele țării, Igor Dodon, a fost destul de activ în gestionarea crizei, cred respondenții, uneori chiar și peste măsură. Acest coronavirus poate să treacă prin organismul omului și să nu observăm. Da, cum trece o gripă, parcă ai avut o lecție de probleme cu nasul, o lecție că ți-a trecut răceala prin tine. Și tu ai trecut coronavirus. Nici n-ai știut de lucrul ăsta. Sondajul a fost efectuat de Sibesaxa la comanda IDIS Viitorul în perioada 31 martie-12 aprilie. Chestionarul a fost realizat prin telefon pe un eșantion de 1104 respondenți și are o marjă de eroare de 3%. Sunt peste 2 milioane de cazuri de coronavirus în lume și peste 144.000 de decese. Jumătate dintre acestea sunt în Europa, unde situația rămâne dramatică. În Franța, în ultimele 24 de ore, a fost înregistrat un număr record de cazuri, peste 17.000. Cu peste 19.000 de cazuri fatale, Spania rămâne a treia cea mai îndoliată țară din lume, după Statele Unite și Italia. Guvernul britanic anunță o extindere a măsurilor de carantină decretate pe 23 martie pentru încă 3 săptămâni. Peste 13.000 de oameni au murit deja în Regatul Unit din cauza coronavirusului, fără să fie luați în calcul și cei care mor în căminele pentru bătrâni. We've just come too far. We've lost too many loved ones. We've already sacrificed far too much to ease up now, especially when we're beginning to see the evidence that our efforts are starting to pay off. And your efforts are paying off. There is light at the end of the tunnel. Doi octogenari din Marea Britanie au murit după ce s-au infectat cu coronavirus, deși nu au mai ieșit din casă de la declanșarea pandemiei. După 60 de ani de căsnicie, ei au decedat la câteva ore distanță unul de altul. Pe de altă parte, o femeie de 106 ani a devenit cel mai vârstnic pacient din regat care a învins noul virus. Venerabila doamnă a fost externată după 3 săptămâni de spitalizare. În tot acest timp, grecii se adaptează măsurilor de carantină, dar în același timp se pregătesc pentru Paștele Ortodox, cea mai importantă sărbătoare creștină. Brutăriile și cofetăriile sunt pline cu pască și prăjituri, iar în piețe se vinde carne de miel. Oficialii de la Atena au năsprit măsurile pentru a-i descuraja pe oameni să meargă în vizite la rude, așa cum făceau de obicei. Republica Elena are 105 decese și peste 2200 de cazuri de infectare cu noul virus. Ψυχές. Εμείς τώρα θα κάτσουμε και θα κλαίμε γιατί δεν βάλαμε σούβλα. Θα τη βάλουμε μεθαύριο όταν τελειώσουν τα μέτρα. Θα βάλουμε και τα δημοτικά, θα χορέψουμε κιόλας. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να γκρινιάζουμε και να δεχόμαστε αυτά που λένε οι ειδικοί. Și mulți dintre clienți se supun regulilor din aceste vremuri. Το σπίτι. Το σπίτι. Και τίποτα άλλο. Πήρα λίγο κρέατ.
Polițiștii au ieșit în număr mare pe străzi și așa se va întâmpla și în următoarele zile. Virusologii cred că noul coronavirus va mai circula în lume 2 ani. Directorul OMS a transmis că relaxarea măsurilor de izolare socială și economică trebuie făcută respectând o serie de 6 condiții. Guvernele trebuie să se asigure că răspândirea noului coronavirus se află sub control, să cunoască originea fiecărui caz individual de infectare și a focarelor de infecții. Totodată, sistemele naționale de sănătate trebuie să fie capabile să găsească, să testeze, să izoleze și să trateze fiecare caz nou. Iar toate contactele sociale recente ale fiecărei persoane infectate trebuie să fie identificate. Experții din toată lumea avertizează că dacă noul virus este lăsat să scape de sub control în statele din Africa, Europa și Statele Unite pot fi lovite de 4 valuri noi ale bolii. Un bielorus îl dă în judecată pe președintele Alexandru Lukashenko după ce mama sa a murit de coronavirus. Bărbatul stabilit în Franța susține că dacă liderul de la Minsk ar fi luat măsuri pentru a opri răspândirea virusului, mama sa poate ar fi fost vie. Lukashenko refuză să impună restricții, deși numărul celor infectați în Belarus este în creștere. Alexandru Matveev s-a adresat la miliție pentru a fi intentat un dosar penal pe numele lui Alexandru Lukashenko. El îl acuză pe acesta că nu a luat măsuri pentru a proteja populația de COVID-19. Mama bărbatului stabilit acum în Franța a murit de coronavirus. Acesta nu poate veni acasă din cauza carantinei. De tot ea, значит, ei zvaniu, a unii o cașele, și говорит, она у меня температура. Ну, говорят, что случилось? Что за кашель? Она говорит, бронхит. Мама бербатруй avea 68 de ani și a murit pe data de 2 aprilie în spitalul din Vitebsk. Medicii au pus 3 diagnoze diferite și doar în certificatul de deces au scris că a murit de coronavirus. Гражданин Лукашенко вовремя не предпринял мер необходимых по, во-первых, по закрытию границ Республики Беларусь. Даже по реагированию на ситуацию в Витебске необходимо было город закрыть. Если уж человек, обладая властью, не предпринял этих мер, то есть проявил бездействие, то он должен нести ответственность, простите, но как любой другой. Alexandru Lukashenko refuză să introducă starea de carantină în Belarus și a numit psihoză măsurile luate de alte țări pentru a preveni răspândirea coronavirusului. De asemenea, el a spus că în Belarus nu a murit nimeni de coronavirus și că toți erau bolnavi de maladii cronice. În țară nu există restricții privind organizarea evenimentelor publice. Recent, Lukashenko personal a participat la un meci de hockey. A ești totă și doar ce vă spune asta în aviță atât că dă la lăut? Mine? Da. Nu zăși, a zăci? Можно, но зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Populația are păreri împărțite despre faptul că în țară încă nu au fost introduse măsuri de carantină. Если весь мир от него шарахается, защищается, то я не считаю, что мы самые умные или самые здоровые. Да, и поэтому, ну, на самом деле, это большая глупость. Ну, плюс люди будут сидеть дома, но когда сидишь без денег, я думаю, что весь минус, весь плюс перекроется. Potrivit datelor oficiale, în Belarus sunt înregistrate 4204 cazuri de COVID-19. Numai în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 476. Au murit 40 de oameni și s-au tratat 203. Și dacă în Rusia, din cauza COVID-19, parada de 9 mai a fost amânată, în Belarus repetițiile sunt întoi, iar 75 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial urmează să fie sărbătoriți cu mare fast. Continuăm cu alte subiecte. Când ți se pare că nimic nu te mai poate uimi, începe Românii au talent și îți demonstrează că se poate. Emoția și talentul își dau mână diseară și îți aduc în casă un show magnific. Nu cred că vreodată am avut un sezon mai bogat în momente de senzație și atât de divers. Un 10 de o asemenea dimensiune n-am mai avut noi niciodată. Apariții surprize, reinventări, momente magice și talent. Mult talent. Acestea sunt ingredientele unui show absolut, cum este Românii au talent. Începe la ora 21 după știri, așa că nu ai decât să te faci comod și să savurezi spectacolul adevărat. În ziua de Paște, doritorii pot avea bucatele sfințite la ușă. Un restaurant din capitală adună comenzi pentru cei care nu au altă opțiune. Cum are loc întreg procesul, ne spune colega noastră, Marina Chitoroagă. Marina, bună ziua!
Bună ziua, Tatiana, bună ziua tuturor! Până acum, credincioșii așteptau cu nerăbdare noaptea de înviere pentru a merge la biserică și a sfinți Pască, cozonaci sau alte bunătăți pentru masa de sărbătoare. Anul acesta, însă, copturile vin direct la ușa consumatorilor, gata sfințite. Pasca și cozonacii, abia scoși din cuptor, se vor stropi cu aghiazmă, iar preotul va citi o rugăciune. Mai mult, oamenii vor avea posibilitatea de a urmări procesul de sfințire live pe Facebook. Deocamdată acestea au fost informațiile, un reportaj detaliat la acest subiect, vedeți la știrile de la ora 17. Tatiana? Marina, îți mulțumesc! Ne-am obișnuit deja să așezăm frumos pasca, cozonacul sau alte bunătăți de pe masa de sărbătoare în clasicul coș din lozie sau plastic. Anul acesta însă tradiționalul coș poate fi înlocuit de pungi din bumbac sau in. Acestea sunt la fel de utile, iar cumpărătorii le pot comanda online. Victoria Guzan este o tânără antreprenoare care pe vreme de epidemie a decis să-și ocupe timpul realizând pungi din materiale naturale pentru pască, cozonaci sau alte bunătăți. Femeia spune că în această perioadă e important să respectăm atât regulile impuse de carantină, cât și tradițiile creștine. Să ne bucurăm în același timp de sărbători și să respectăm tradițiile creștine. Să facem cadouri pentru cei dragi. Cadourile acestea trebuiau un ambalaj specific, adică nu un ambalaj de plastic, da? Dar un ambalaj reutilizabil. Decorate cu motive tradiționale și pascale, punguțele sunt de diferite forme și dimensiuni, fiind destinate atât adulților cât și copiilor. Materialul din care sunt create este unul natural, ecologic și reutilizabil. Punguțele sunt făcute din stofă naturală. Ăsta e bumbac. Bumbac sau in. Sunt reutilizabile, le spălați. Pentru a confecționa o astfel de pungă e nevoie de aproximativ o oră, iar prețul variază în funcție de dimensiune. Dacă ai experiență în cusut, undeva vreo 40 minute, o oră. Cu toate acestea, Victoria spune că oamenii sunt receptivi la creațiile ei și a primit deja mai multe comenzi. Am postat pe Facebook și pe Instagram și oamenii m-au contactat și am făcut legătură, am făcut livrare. Vreo 5 cumpărători am avut. Livrare să facem sau prin poșta Moldovei, dacă în localitate, prin Chișinău, Livre, prin curier. Pungile pascale pot fi folosite pe toată durata anului. În ele pot fi păstrate dulciuri, dar și multe alte lucruri. Puteți să o folosiți pe urmă și în gospodărie. Faceți un cadou pentru cei dragi. Iată, aici am împachetat chiar un cozonac. Pentru copilaș puteți să faceți așa o punguță cu niște bombonei, cu biscuiți. Putem și este așa o pungă și pentru ouă. Pentru că în acest an sărbătorile vor fi mai triste decât de obicei, pungile Victoriei au menirea de a bucura cumpărătorii și de a înfrumuseța această perioadă. Ideea de a face pungi pentru sărbătorile pascale mi-a venit anul acesta pentru a înfrumuseța sărbătorile care vin, că sunt foarte triste în perioada de carantină. În timp ce toată lumea e concentrată pe epidemie, mai multe dosare de rezonanță au fost lăsate în umbră, susține deputatul PASR Litvinenko, care astăzi a trimis o interpelare Procuratorii Generale. Acesta solicită să fie făcute publice informațiile despre mai multe cauze penale pornite în 2019. Situația epidemiologică nu se răsfrânge asupra procedurilor penale, toate investigațiile și dosarele penale continuând să fie instrumentate în condițiile legii, răspund responsabilii de la procuratură. În afară de alte lucruri nefaste pe care le-a adus această pandemie, din păcate am constatat că mai este un element despre care nu se vorbește și anume mă refer la toate dosarele de rezonanță legate în special de corupție de la cel mai înalt nivel al țării. Acestea parcă au fost trecute pe planul 2, procurorul general nici nu se aude, nici nu se vede, de parcă a rezolvat toate fără de legile și s-a dus la audit mai bine meritat. Astfel, deputatul a făcut o interpelare la Procuratura Generală unde a solicitat să îi se ofere informații referitor la dosarele răsunătoare din țară despre care s-a discutat mai ales în 2019. E vorba de același dosar referitoare la dublele identități ale lui Plahotniuc și Iaralov, despre dosarele lui Pleșca și Ternioală, despre dosarul lui Chitoroagă, fostul șef al PC Coxului, despre faptul dacă Plahotniuc are sau nu vreun statut procesual în așa numitul dosar frauda bancară. De asemenea, Litvinenko a cerut să îi se prezinte informații despre etapa
etapa la care se află cauza penală privind ilegalitățile comise la Metal Feroz, dar și despre dosarul Bahamas, care vizează finanțarea ilegală din străinătate a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Alexandru Stoianoglu nu a răspuns la telefon pentru o reacție, iar purtătorul de cuvânt al instituției ne-a spus că procuratura a recepționat astăzi interpelarea deputatului, iar după ce aceasta va fi examinată, vor răspunde solicitărilor expuse. Reiterăm pe această cale că nici starea de urgență și nici situația epidemiologică nu se restrâng asupra procedurilor penale pendinte. Chiar dacă bugetarea o liber, procuratura își continuă prestația. Toate investigațiile și dosarele penale continuând să fie instrumentate în condițiile legii. Sergiu Litvinenko susține că imediat ce va primi răspuns la întrebările pe care le-a transmis, va face toate informațiile publice. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17. Pe curând!